Mă numesc Ozocaru Bogdan, ocup postul de inginer agronom la Licoarna Winehouse, pe a cărei plantație ne aflăm în momentul de față. Recoltăm tămâioasă românească, un soi lăsat de noi la supramaturare. Recoltăm la lădițe pentru a crea strugurilor și pe ultima sută de metri același confort pe care îl asigurăm noi tot timpul anului la toate lucrările. Ce lucrări aveți în timpul anului? Ca în orice plantație începem cu tăiatul, ulterior scoaterea coardelor tăiate la capul rândului și distrugerea lor, cercuitul, legarea coardelor, ulterior operațiuni ale solului, sapă manuală, primele tratamente, ulterior, odată cu creșterea răsarului, operațiuni de dirijat, de cârnit, de copilit și nu pe ultima poziție, cea de acum, când suntem la recoltat. Sunt oamenii la capăt de rând care mai sortează din struguri și frunzele care sunt aduse în găleți. Sortarea strugurelui începe din câmp. Din prima sortare se face vizual când strugurele este pe butuc. Bineînțeles, din grabă mai scapă, se mai pun frunze, struguri afectați, se pun în găleată, se sortează odată la capătul rândului, ulterior la banda de sortare din cadrul combinatului și astfel încât în butoi să ne ajungă decât strugurele sănătos cât mai aproape de perfecțiune. O parte din ei sunt specializați, s-au specializat aici. Încercăm să-i specializăm aici pentru că aici încercăm să facem lucrurile cumva diferit și pe fiecare lucrare cu ce știi oamenii, ce le arătăm noi. Forța de muncă reprezintă o problemă pentru zona asta și din ce am înțeles pentru mai toate zonele. La ce oră încep procesele de procesul de recoltare și de lucrări care sunt în timpul anului? Când nu ne deranjează temperatura, începem cam la răsăritul soarelui și când suntem presați de temperaturi pozitive, vara mă refer, începem chiar înaintea soarelui să ajungem în câmp înaintea umbrei noastre. Suntem în centru de vinificație și vorbim cu Teodora Danilă, laboranta Centrului de Vinificație Licorna. Ce se întâmplă în acest moment? În acest moment au venit strugurii din câmp și ne-am apucat de sortare. Alegem strugurii cei mai buni pentru a fi deșciorchinați, după care facem o sortare a boabelor. Apoi strugurii vor merge în presă. În acest moment, în presă, strugurii au un proces de macerare, apoi urmează o scurtă presare și strugurii vor pleca în cramă pentru a începe procesul de fermentare. Bine ați venit la Licorna Winehouse. Numele meu este Gabi Lăcureanu. Sunt coordonatorul principal al campaniei de recoltare și procesare al acestei crame. Astăzi am trecut prin tot fluxul tehnologic, am mers în vie, am văzut cum se culeg strugurii, am ajuns la cramă, am văzut cum se procesează, cum se selectează atât strugurii cât și bobițele. Am reușit și să umplem o presă cu un minunat soi tămâioasă românească. Am ajuns acum în centrul de vinificație unde se întâmplă lucrurile miraculoase, am spune, transformarea mustului în vin. Sunt câteva etape până ajungem la acest proces. Prima etapă ar fi obținerea mustului, care ulterior, după o limpezire gravitațională, se extrage, se aduce în tancuri de fermentare. În tancurile de fermentare se adaugă o drojdie selecționată, în principal selecționată de pe pielițele bobițelor din același soi, și care urmează un proces de fermentare controlat. Ce facem noi aici, monitorizăm foarte atent aceste etape, este nașterea propriu-zisă a vinului. Dacă în acest moment verificăm și contribuim ca această fermentație să aibă loc în cel mai corect mod, ulterior vinul obținut nu va avea nicio problemă și va fi mult mai ușor de gestionat până la îmbuteliere. Dacă toți suntem aici, am gândit că este bine să vedem un must în fermentație. Sunt primii pași
Este o fermentație vulcanică. Vinurile albe fermentează într-o marjă de temperatură între 14 și 17 grade, în funcție de soi și de tipul de vin obținut. Vinurile roșii între 25-28 de grade. Preferabil ar fi să nu depășească aceste temperaturi, deoarece ulteriorul vin va avea probleme de parfum neadecvat tipului de vin pe care ne l-am dorit să-l obținem. Mergem la un tank de inox din stânga mea, care în acest tank se află fetasca albă, a treia zi de fermentare, și o să observăm acolo dioxidul de carbon care spumează și care face acest proces fermentativ să aibă loc cât mai corect. Trebuie precizat aici că în momentul acesta se monitorizează câțiva parametri, mai exact densitatea vinului, densitatea și temperatura vinului. Acești parametri arată conținutul de zaharuri fermentascibile și conținutul ulterior al alcoolului. În funcție de acești parametri, observăm dacă vinul are o fermentație cu o cadență normală sau dacă întâmpină niște probleme. Și atunci trebuie găsit cele mai bune condiții pentru ca aceste drojdie să-și facă treaba așa cum ne dorim. Un alt aspect, pe lângă parametri, să spunem, fizico-chimici, este și, bineînțeles, aparatul de degustare al celui care monitorizează acel vin. Imediat acesta își va da seama dacă sunt probleme de fermentație, dacă vinul nu este pe traiectoria cea bună și eventual poate interveni în momentele respective. Pare ulterior comic, dar să știți că aceste vinuri se evaluează de 2-3 ori pe zi, timp de 3-4 săptămâni, astfel încât în momentul când ajung la cramă după perioada de fermentare, corpul îmi cere să ajung din nou la aceste bazine să le văd ce s-a întâmplat, cu toate că fermentația s-a terminat. Deci trebuie avut mare grijă pentru cei care lucrează în vinificație să nu fie dependenți de vinurile pe care le produc. Acest mus, de fapt, are câteva zile de fermentație. Deci dacă am fi să-l categorisim, ar fi în zona vinului dulce, dacă în acest moment l-am oprit din fermentație, dar nu o să facem acest lucru pentru că în această cramă majoritatea vinurilor sunt dulci, doar un singur vin în care au fost astăzi recoltați strugurii, doar vinul de tămâioasă este specializat în a fi dulce, adică nu prin adaos de must concentrat, ci pur și simplu prin oprirea fermentației. Am văzut cum arată un must. Din acea etapă urmează câteva luni și în funcție de tipul de vin și pe segmentul de piață care este, acel vin, acel must apare vin din într-un vin tulbure inițial, un vin care este pe drojdie. De aici trece o perioadă de timp în care vinul respectiv este condiționat, adică lăsat într-un proces de limpezire. Acest proces durează până în ianuarie din acest moment, iar apoi mai durează câteva luni până la îmbuteliere. Această perioadă se cheamă perioada de maturare și este foarte importantă pentru că această perioadă de maturare în această perioadă de maturare apar caracteristicile autentice ale soiului sau ale vinului pe care dorim să-l obținem. După acest moment urmează pregătirea de îmbuteliere, vinul se va îmbutelia. După acest proces se așteaptă 2 luni de zile până a fi gata pentru a fi pus de piață, aceste 2 luni însemnând un șoc al îmbutelierii. Am zis să vedem cum arată și un vin proaspăt din tank și ce trebuie precizat aici este faptul că orice tratament vinului taie o felie din calitatea lui. Iar aceste tratamente, unele dintre ele, nu ai cum să le ferești, cum ar fi filtrarea vinului sau filtrarea microbiologică al vinului, pentru că produsele acestea ajung în casele oamenilor, este un drum destul de lung de la cramă până pe masa consumatorului și atunci îi trebuie cumva niște conservanți, unul din ei fiind sulful, este singurul antibiotic al vinului, care dacă este dozat corect, nu poate avea niciun efect negativ asupra sănătății omului. Așadar, gustăm un vin alb.
Este un vin pe care în momentul ăsta, chiar dacă este din recolta anului 2016, el încă are partea de prospețime. Este un vin de tămâioasă, chiar cel pe care cumva l-am obținut astăzi, mustul, referindu-mă, și care urmează pregătirile de îmbuteliere pentru a fi pus în consum ori în luna decembrie, ori în luna ianuarie anul viitor. De multe ori, vinul din tank este diferit de vinul din sticlă. Și acesta fiindcă drumul de la tank la sticlă trece prin procesul de îmbuteliere. Înainte de îmbutelierea propriu-zise, vinul trece printr-o filtrare care poate fi destul de agresivă și de-aia atunci este nevoie să așteptăm să treacă acel șoc de îmbuteliere, după cum vă spuneam, aproximativ 2 luni de zile. Într-adevăr, sunt persoane care ne povestesc că vinurile din cramă sunt mult mai bune decât cele care sunt acasă. Sunt și eu de acord cu ele, doar că vreau să le înțeleagă corect acest aspect, pentru că acest vin, nefiind condiționat, nefiind stabilizat și ne punând conservanți în el pentru mai apoi în lungul drum al vânzării, nu ar rezista când ar ajunge pe masa lor. Vinul de tămâioasă românească este unul din cele mai frumoase vinuri pe care acest soi în România le oferă. Noi îl procesăm în varianta dulce cu 12 volume alcool, îl întrerupem procesul fermentativ, iar mai apoi durează o perioadă destul de lungă să îi se face o maturare în baricuri, acele butoaie de 225 de, de litri, și mai apoi se pregătește și el la îmbuteliere, exact cum este acest vin. Ceea ce este senzațional este că își păstrează culoarea strălucitoare ca cea a strugurilor, păstrează prospețimea mirosului, fiind printre puținele soiuri cu caracter aromatic, și bineînțeles dulceața bobului de strugure. După procesul fermentativ, după procesul de condiționare, după procesul de îmbuteliere, am ajuns în procesul de învechire a vinului. Putem vorbi despre vin învechit doar în momentul când acesta este îmbuteliat. Ce avem aici, în spatele meu sunt sticlele, unele din sticlele care urmează un traseu al învechirii până iese pe piață, iar cele care sunt în poziție verticală sunt sticlele care au fost proaspăt îmbuteliate și stau în poziție verticală un timp de 2-3 săptămâni pentru ca dopul să se desfacă pe gâtul sticlei. Noi utilizăm doar dopuri din plută naturală, ceea ce permite o microoxigenare a vinului. Este foarte important în această încăpere să fie atent monitorizată temperatura de păstrare, pentru ca ciclul de microoxigenare să fie făcut în parametri optimi, iar ulterior, de aici, vinurile merg spre etichetare, din etichetare se paletizează și sunt gata de drum, sunt gata pentru clientul final. Bună ziua, mă numesc Florin Preda și sunt directorul de vânzări de la Licorna Wine House. Îmi pare bine că sunteți aici, unde vinul se împletește cu povestea. Sigur, proiectul Licorna este un proiect nou. Este un proiect care a pornit într-o zonă minunată, în zona de alumare, unde zânele se întâlnesc cu strugurii din vie. Licorna, numele cramei noastre, reprezintă de fapt inorogul, care, ca și vinul, simbolizează puritatea și libertatea absolută. Vedeți, noastră, vinul nu este numai acea materie pe care noi o avem în paharele noastre. Vinul este puntea dintre spirit și materie, o punte care, precum inorogul, a reușit de-a lungul timpului să pună iubitorul de vin în legătură cu spiritul și cu spiritualitatea. Pentru că vinul, de foarte multe ori, îl întâlnim în toate momentele noastre importante, ne bucurăm de el, îl avem alături de noi în momentele grele și în momentele frumoase, ceea ce conferă cu totul alte valențe decât cele la care ne-am aștepta
pur și simplu având în față un pahar de vin. Dar este o poveste simplă și complicată în același timp, pentru că totul pornește în vie, cu foarte multă muncă, cu foarte multă dăruire, ajunge în cramă unde, sigur, Sturcă le face probabil un sacrificiu suprem, acela de a se lăsa zdrobit pentru a renaște într-o formă minunată. Această metamorfoză de la strugure la vin întotdeauna este supravegheată de cel care are viziunea, știind ce trebuie să aștepte de la acest produs minunat, de la acest lichid binefăcător. Și este vorba de enolog, cel care, începând cu strugurile din vie și terminând cu dopul care este pus sticlei, reușește să creeze mai mult decât vinul. Creează povestea lui și își împărtășește viziunea consumatorilor. Sigur, având în vedere dinamica pieței, faptul că din ce în ce mai multe crame au apărut în ultimul timp, poate părea complicat. Consumatorul având posibilitatea să încerce și să testeze foarte, foarte multe vinuri. Ei, bucuria pe care o găsește în fiecare pahar de vin, probabil că este neasemuită. Iar vinul este... Eu de foarte multe ori compar vinul cu fotografia, cu o fotografie din vacanță. Este un moment unic și repetabil. Ceea ce este îmbucurător este faptul că în ultimii ani ne întâlnim cu un consumator din ce în ce mai educat. Pentru că, vedeți, vinul este o experiență complexă, este o experiență senzorială, este o experiență pe care noi o raportăm la experiențele noastre trecute. Nu putem evalua vinurile în absolut. Și atunci fiecare dintre noi încercăm să creăm acel punct de referință de la care vom porni să evaluăm vinurile. Ori, știți că experiențele senzoriale probabil că sunt și cele mai simple și cele mai complicate în același timp. Fiecare dintre noi suntem foarte personali și atunci fiecare ne vom putea însuși vinurile care sunt cel mai aproape de noi și de experiențele noastre anterioare. Consumatorul de astăzi, care are posibilitatea să încerce vinuri de la foarte mulți producători, are posibilitatea să se regăsească într-unul dintre ele. Pentru că abordarea fiecăruia este diferită, viziunea fiecăruia este diferită, filozofia fiecăruia este diferită. Noi aici, la Licorna, am încercat să tratăm vinul așa cum am învățat de-a lungul timpului, cu mult respect și cu multă pasiune. Pentru că nu îl grăbim, pentru că lăsăm ca el să ajungă acolo unde își dorește, cu blândețe și cu răbdare. Vinurile noastre ajung către consumatorii noștri la cel puțin un an și jumătate din momentul în care, practic, primul strugure a fost zdrobit. Pentru că vinul are nevoie de timpul lui, de răgazul lui, de momentul lui de liniște și de momentul în care trebuie să se dezvolte și să-și atingă maturitatea pe care o crede el necesară. Suntem bucuroși că foarte mulți dintre clienții noștri apreciază acest lucru. Până la urmă, vedeți, noi suntem diferiți și vinurile sunt diferite. Consumatorul nostru își dorește un vin care a reușit să ajungă pe masa dânsului în momentul în care a ajuns la apogeu, a ajuns la momentul în care este atât de împlinit încât poate să comunice direct cu acel consumator. După cum v-am spus și mai devreme, este o experiență atât de personală încât de foarte multe ori nu o putem învăța. Pur și simplu o percepem, o simțim. Și ca tot ceea ce am spus să nu rămână o simplă poveste, aș dori să am alături de mine pe unul dintre partenerii noștri, un partener care a fost alături de noi din prima zi în care vinurile Licorna au apărut în piață și până acum și care a reușit să împărtășească consumatorilor bucuria cu care aceste vinuri au fost create. În primul rând, bună ziua, Mihai Nicoliș mă numesc. Relația mea cu producătorul, eu ca și consumator, se reflectă foarte bine în relația pe care clientul magazinului meu o are cu respectivul producător. Ca să pot să vinde un vin, el, pe lângă faptul că trebuie să fie de o calitate foarte bună, trebuie să-ți și transmită niște mesaje. Asta mie mi se pare lucru foarte important. Același lucru transmitem și noi către clienți. Așadar, dacă vinurile transmit mesajul corect, consumatorul va primi corect.
În spatele fiecărui vin este important, este foarte important să existe o poveste. Singurul amendament pe care îl am este că nu trebuie să fie o poveste științifico-fantastică. Ea trebuie să fie o poveste de viață, o poveste reală, o poveste care să poată fi ușor înțeleasă de către consumator. Vinurile Licorna au o poveste care, în primul rând, aș cataloga-o cu o poveste de calitate. Este o poveste de tendințe viitoare, este o poveste de lider de piață, deși sună un pic sofisticat și n-aș vrea să sune chiar așa sofisticat. În orice caz, ceea ce mi se pare mie este că vinurile Licorna transmit în acest moment tendința viitoare a pieții. Eu cred că dacă piața de vinuri se va plia după ceea ce Licorna face în momentul ăsta, lucrurile merg bine. În ultima vreme, publicul românesc a început să fie cât de cât avizat. Sigur, mai e mult de lucru la treaba asta, dar oamenii nu mai cumpără pur și simplu un vin alb sau un vin roșu. Din ce în ce mai puțin, spre deloc, caută un vin roșu demidulce ca să nu aibă, să nu desagreseze simțurile. Ce caută ei este o asociere bună culinară, o calitate bună a vinului și, ceea ce e foarte important, o calitate bună la un preț rezonabil, pentru că ușor putem cădea această patima unor prețuri supraevaluate. Și uite, din acest punct de vedere, vinurile Licorna au un raport calitate-preț foarte bun, mi se pare mie, și am clienți care au mers inclusiv mai sus și au zis că sunt vinuri care ar trebui un pic să fie mai scumpe. Dar se bucură că sunt așa. Segmentul de preț prioritar, în opinia mea, la un magazin specializat, este între 30 și 45 de lei acolo. Se pare că este bătaia foarte mare. Mulți producători își poziționează vinurile în această gamă de prețuri. Noi oferim sfaturi. Clientul nu vine doar să cumpere un vin. El vrea să afle despre vinul respectiv. Vrea să știe dacă e potrivit cu ceea ce vrea să facă. Fie că îl face cadou unui prieten, fie că îl asociază unei mâncări. Ceea ce, din păcate, în supermarket e un pic mai greu de făcut. În puține locuri am văzut oameni care să sfătuiască clientul ce anume să cumpere. Deci vă dedicați și timp învățării clientului cum ar trebui să servească acel vin. Nu este doar o temperatură optimă de păstrat, ci o temperatură, să zicem, optimă și de servire. Temperatură optimă de servire, modul de aerare sau nu, dacă depinde de soi, depinde de vin. Da, cred că asta este menirea magazinelor de specialitate. Să existe un contact mai apropiat cu clientul, să nu neapărat devenim prieteni, că nu asta e intenția noastră, dar să se simtă foarte bine și să se simtă, în primul rând, sfătuit.